Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la un nou grupaj informativ! Ziua internațională a persoanelor vârstnice, care se sărbătorește în fiecare an în prima zi a lunii octombrie, a fost marcată de pensionarii casei de ajutor reciproc Milkov printr-un moment festiv, care a avut loc la un restaurant din Focșani. Participanții au avut parte de muzică, voie bună, o masă și surprize din partea organizatorilor. Pensionarii din cadrul casei de ajutor reciproc Milkov-Focșani au avut parte de o petrecere de ziua persoanelor vârstnice, dar și mai multe surprize din partea organizatorilor. La evenimentul care a avut loc într-un restaurant din municipiul Focșani au participat oameni de cultură din județ și autorități județene. Programul nostru ne-am propus să invităm și un grup de bibliopovestași conduși de inimoasa profesoară Margareta Tătăruș, program care a prins foarte bine rândul oamenilor din Focșani și nu numai, este un program propriu județului Vrancea, în urma lansării unui proiect național și tradus în viață și de către bibliopovestași. Au cuvântul bibliopovestași. Și la mulți ani tuturor! Sănătate, în primul rând, bucurii și cât mai multe întâlniri de acest gen, în care să vă fiți aproape, să vă fiți sprijin și să vă bucurați de fiecare clipă, de fiecare moment și de tot ce puteți pregăti împreună. Bibliopovestașii vă doresc să primiți în suflet și în viața dumneavoastră câțiva stropi de poezie pe care i-am adus astăzi aici la moment de sărbătoare. La mulți ani, Sfinți părinții noștri, așa cum am îndrăznit să vă numesc pe fiecare din dumneavoastră în urmă cu vreo 2 ani, într-o scrisoare pe care v-am dedicat-o tot cu un astfel de prilej. Astăzi n-am mai reușit să scriu la fel de frumos, dar sentimentele sunt aceleași și mă gândeam ce aș putea să vă transmit dumneavoastră într-o zi atât de specială. Și mi-a venit în minte o imagine care m-a însoțit mult timp, aceea a unui cuplu, a unei doamne și a unui domn mai în vârstă, care mergeau pe o stradă frumoasă din orașul nostru, o stradă plină de case frumoase și de grădini înflorite, și care se țineau de mână. Eu, peste câteva zile, împlinesc 71 de ani. Și mă uit în sală și mi se pare că toți sunteți mai tineri ca mine. De Dumnezeu să aveți și dumneavoastră aceeași impresie când veți împlini 71 de ani. Astăzi este ziua noastră a celor peste 50 de ani, să zicem, ziua vârstnicilor. Și asta se întâmplă de vreo 15 ani. Din păcate, numai de vreo 15 ani. Din păcate, numai pe 1 octombrie, că în rest suntem cam uitați. Sunt atât de fericit că sunt astăzi aici, alături de dumneavoastră, pentru că foarte mulți dintre dumneavoastră vă cunosc. O parte dintre cei care sunteți aici am avut relații de colaborare în decursul vieții și am venit astăzi cu satisfacția de a vă transmite din partea conducerii Consiliului Județean Vrancea, în primul rând, un sentiment de respect față de dumneavoastră, un sentiment de căldură sufletească, dar mai mult decât atât, un sentiment din partea mea că sunteți cei care îmi sunteți colegi, chiar dacă eu sunt un piculeț mai tânăr decât dumneavoastră, am avut privilegiul în viață, deși am început-o ca învățător, m-am reprofilat mai târziu un pic și am avut o carieră militară pe care mi-am încheiat-o la vârsta de 55 de ani, deși puteam să stau fiind general în activitate, puteam să stau până mai târziu, dar am zis că dacă Dumnezeu mi-a dat, de ce se cer mai mult decât mi-a dat? Nu sunt un orator atât de bun ca antevorbitorii mei, așa că am să încerc să-mi exprim gândurile cât mai
așa cum le-am scris pe o hârtie. Evident, este o zi importantă în viața dumneavoastră. Prin natura activității mele, n-aș putea spune că tot lipsă de prezența dumneavoastră. Instituția noastră este în permanentă legătură cu categoria socială din care face și noastră parte. Cu greutățile și lipsurile dumneavoastră, atât financiare, cât chiar și personale. Cu datorii, cu copii fără servici, singurătate, dar totuși sunteți optimiști. Cuplurile cele mai longevive au fost premiate. Primul cuplu pe care îl sărbătorim este Grigoraș Tudorache și Lucia. Vă rogăm. La finalul întâlnirii, participanții au avut parte de momente muzicale și au avut ocazia să danseze. Ba chiar mai mult, organizatorii le-au pregătit și o tombolă de toamnă. Orchestra de Cameră Unirea va deschide stagiunea 2015-2016 cu un spectacol eveniment în data de 12 octombrie. Totodată se va demara și campania Dați un leu pentru pian la Ateneu, prin intermediul căreia se dorește ca la finalul stagiunii Ateneul Popular să aibă propriul pian. Anul acesta, Orchestra de Cameră Unirea va deschide stagiunea cu un concert eveniment susținut de maestrul Viniciu Moroianu. Pentru că Ateneul din Focșani nu are încă un pian propriu, acesta va concerta pe un pian închiriat. Vom începe cu stagiunea Orchestrei de Cameră Unirea, care se va deschide în data de 12 octombrie, la ora 19. Va avea loc un concert eveniment, l-am spus noi, pentru că, iată, am încercat și am reușit să aducem în atenția publicului spectator primul recital de pian, recital de pian cu orchestră, evident pe un pian închiriat, și cu această ocazie l-am invitat pe maestrul Viniciu Moroianu, unul din pianiștii importanți ai României, posesor al numeroase premii internaționale, naționale. A concertat începând cu vârsta de 10 ani, deci a fost un fel de copil minune. Actualmente este conferențiar universitar la Catedra de Pian Principal a Academiei de Muzică, Universitatea Națională de Muzică din București. Odată cu deschiderea stagiunii în data de 12 octombrie, va fi demarată și campania Un leu pentru pian la Ateneu, pentru ca la finalul stagiunii Ateneul să aibă un pian propriu. Tot cu această ocazie ne-am permis, iată, să demarăm această campanie, i-am spus noi, Dați un leu pentru pian la Ateneu, folosind celebrul slogan din la sfârșitul secolului XIX, când se strângeau bani, Dați un leu pentru Ateneu, pentru construcția Ateneului bucureștean. Sigur, noi ne dorim și cred că toată comunitatea focșăneană dorește aici la Ateneu să fie un pian de concert și încercăm să, cu fiecare eveniment muzical pe care îl facem, să strângem bănuț cu bănuț, astfel încât să putem poate achiziționa acest un pian cu o marcă nici prea ieftină, dar nici prea scumpă, un pian cu coadă, un grand pian, cum se spune, un pian de concert. Și sper că și alte organizații, ONG-uri, ni se alăture și să ne sprijine în această campanie și demers al nostru, corect și cinstit.
față de publicul nostru fidel și față de publicul focșanean în general. Până la finalul acestui an, Orchestra de Cameră Unirea va susține 3 concerte. Primul este în data de 12 octombrie. Va urma concertul din data de 30 noiembrie și ultimul dedicat sărbătorilor de iarnă în data de 20 decembrie. Prețul unui bilet este de 50 de lei, dar s-au pus în vânzare și abonamente. Bugetul județului Vrancea și cel al Centrului Cultural Vrancea au fost rectificate miercuri în ședința extraordinară a Consiliului Județean. Astfel, Centrul Cultural Vrancea a primit suma de 200.000 de lei pentru finanțarea activităților cuprinse în programul Festivalului Internațional al Viei și Vinului. Festivalul este organizat de Consiliul Județean Vrancea în parteneriat cu Primăria Municipiului Focșani și Centrul Cultural Vrancea, iar banii provin din restituirea sumei de 290.000 de lei de către Asociația de Dezvoltare Comunitară Sud-Est pentru situații de urgență. Proiectul de rectificare nu a fost adoptat în unanimitate, consilierii din opoziție manifestându-și dezaprobarea față de astfel de manifestări. Am continuat într-o politică bugetară absolut greșită de a aloca fonduri exagerate dintr-un buget poate și așa deficitar pentru activități care nu sunt prioritare neapărat pentru județul Vrancea. Asta s-ar adăuga la alocări de sumă prin hotărâri de Consiliul Județean mai vechi. Aș reaminti doar câteva. Avem votat pentru Ziua Europei 200.000 de lei. Avem pentru Festivalul Viei și Vinului deja 700.000 de lei, la care mai adăugăm astăzi o sumă. Mai avem pentru realizarea unui film, care nu știm exact ce impact va avea pentru bunăstarea județului nostru, 200.000 de lei, și am putea continua. În situația asta, consider că este absolut nepotrivit și o risipă de fonduri să suplimentăm bugetul pentru Festivalul Viei și Vinului. Aflat la cea de-a 23-a ediție, Festivalul Internațional al Viei și Vinului se va desfășura în perioada 8-11 octombrie și are rolul de a cinsti și a promova viticultura vrânceană. Doi frați din Adjud au ajuns în arestul poliției după ce au încercat să violeze o femeie de 40 de ani. Victima a încercat să se lupte cu cei doi tineri, dar a fost salvată de doi cetățeni care treceau prin zonă cu o căruță. Cei doi suspecți au fost prinși la Ruginești și apoi duși la audieri. O femeie de 40 de ani, care sâmbătă își plimba câinele pe malul râului Trotuș, era să fie victima unei infracțiuni de viol. Potrivit polițiștilor, doi frați din Adjud ar fi încercat să o batjocorească. Femeia a încercat să se apere, dar a fost lovită. Victima a fost salvată de niște cetățeni de etnie romă care treceau prin zonă cu o căruță. Aceștia au reușit să sesizeze poliția cu privire la cele întâmplate. În cursul zilei de ieri a fost luată măsura arestării preventive pe o durată de 30 de zile față de doi tineri, ambii din municipiul Adjud, în vârstă de 25, respectiv 23 de ani, care sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de viol, lipsire de libertate, lovire sau alte violențe și tâlhărie. Principalii suspecți au fost identificați de polițiștii adjudeni la scurt timp după producerea evenimentului, iar în prezent cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activități infracționale și tragerea lor la răspundere penală. În prezent, cei doi frați se află în arestul IPJ Vrancea, iar cercetările continuă. Ieri a avut loc ședința Colegiului Prefectural. Prezent la ședință, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vrancea, colonel Flaviu Chiscop, a prezentat zona de competență a inspectoratului și modalitățile de intervenții în situațiile de urgență. Pentru a îmbunătăți timpul de răspuns în situațiile de urgență, au fost propuse înființarea unor puncte de lucru în următoarele localități: Tănăsoaia, Cotești, Reghiu, Vulturu, Tulnici, Năruja, Ciorăști, Dumbrăveni și Dumitrești. Ca și tipuri de risc specifice județului Vrancea, le acoperim aproape toate riscurile posibile identificate la nivel național. Astfel, intervenim la furtuni sau viscoli, inundații, căderi masive de zăpadă, secetă, temperaturi extreme, incendii de pădure, alunecări de teren, cutremure de pământ, accidente, avarii, explozii și incendii în industrie, prăbușiri de teren cauzate de exploatări miniere sau alte activități tehnologice, accidente, avarii, explozii și incendii în activități de transport și depozitare produse periculoase, accidente, avarii, explozii și incendii în activități de transport, prăbușiri de construcții, instalații și amenajări, eșecul utilităților publice, căderi de obiecte din atmosferă și din cosmos, muniție neexplodată rămasă din timpul conflictelor armate, epidemii, epizootii,
sau risc radiologic indus de radiații și incendii. De menționat că aceste tipuri de risc sunt gestionate de către inspectorat, dar niciodată aproape nu intervenim singur, după cum bine cunoașteți, există pentru gestionarea acestor tipuri de riscuri o cooperare interinstituțională, astfel încât, conform regulamentelor aprobate în domeniul fiecărui tip de risc, intervenția este asigurată prin colaborarea mai multor instituții care au atribuții în acest domeniu și, în mod deosebit, gestionată la nivelul județului de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Prefectul Nicușor Halici recomandă reprezentanților instituțiilor care gestionează situațiile de urgență să acționeze ferm în evacuarea și securizarea zonelor de risc. Șeful voluntar al acelui serviciu de urgență de la nivelul localității să fie coordonatorul riscului respectiv. Adică să intre în contact cu pompierii, cu poliția, cu SMURD-ul și cu alte instituții care se prezintă la limitarea efectului sau îndepărtarea riscului respectiv. Și aș vedea inclusiv să aibă echipament, să fie un echipament distinct, să se cunoască că ăla este șeful. Iar în ceea ce privește reacția fiecărei instituții, eu cred că ar trebui să fie nu de dialog, ci una fermă, promptă și de interzicere totală. Nu ai voie, n-ai trecut. Nu mai stau să explic că carde grinta, carde tabla, bate vântul și mai aduce nu mai știu ce, frunză în capul cuiva. Astea sunt măsurile, astea sunt procedurile, de aici încolo nu mai treceți. Luat pe sus, transportat din locul de risc care este și așa mai departe. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea se va încălzi ușor, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 5 și 7 grade Celsius, iar cele maxime între 18 și 20 de grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Să vă spartă de o seară cât mai frumoasă. La revedere!